Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la interviuri de 5 stele. Am alături de mine o comoară a Panteonului Românesc, cea care a adus versul la un alt nivel, probabil cea mai cunoscută și respectată poetă de origine română, Ana Blandiana. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumesc pentru invitație. Ați scris foarte mult, avem aici doar câteva dintre volumele dumneavoastră. Ați scris poezie, ați scris eseu, ați scris proză. Dar înainte de călătoria dumneavoastră în lumea cuvântului scris, a trebuit să vă luptați cu un regim politic. V-a fost greu nu, să... Nu, înainte, pe parcurs. Pe parcurs. Și înainte, de fapt. V-a fost greu să ajungeți la litere. N-am înțeles. A fost greu să ajungeți la universitate și să urmați studii în acest domeniu? Da. Pentru că tatăl dumneavoastră era cu un dosar rău din perspectiva... Da, care e întrebarea? Organelor de stat. Ce v-a făcut să perseverați? Ați așteptat 4 ani să intrați la facultate. Ce a adus în dumneavoastră atâta dorință și dragoste pentru cuvânt încât să perseverați și până la urmă să reușiți? Păi, asta era viața mea. Deci, scrisul exista oricum în sine. Începusem să fac poezii de când nu știam nici să scriu, nici să citesc. Făceam adică vorbeam, făceam sunete care sunau bine, unele aveau sens, altele n-aveau sens. Deci, poezia nu e condiționată de publicare. Sigur că asta nu înseamnă că n-au fost, de fapt, cei mai grei ani din viața mea, cei 4 ani, care au început după ce am publicat prima poezie. Deci, am publicat prima poezie fiind elevă, am semnat-o cu un nume făcut din numele satului mamei, Blandiana, și Ana îi rimă, pentru că știam că tata, fiind în închisoare, n-aș fi putut să semnesc cu numele meu, și s-a aflat. Și deci am intrat în interdicție, s-a trimis din orașul în care eram eu, Oradea, de la, cred că se numea secția de învățământ pe vremea aia, nu mai știu cum se numește acum, s-a trimis la toate publicațiile din țară că sub pseudonimul Ana Blandiana, o circulară, se ascunde fica unui dușman al poporului, preotul Gheorghe Coman. Deci, așa a început. Blandiana e un nume foarte frumos și foarte sonor. Și Ana Blandiana este foarte rotund. Prea, aș zice. Am avut o problemă, deci după ce a trecut, după 4 ani când am început să public și m-am gândit serios ce fac, rămân cu numele ăsta care e prea sonor, prea, sau, dar mi se părea parcă și mai neserios să mă schimb din nou, mai ales că între timp, cum se zice, că tot rău e spre bine, acea circulară care se trimisese la toate publicațiile din țară, deci toți care aveau legătură cu scrisul au aflat că există o fetiță care scrie versuri, dar n-are voie să publice pentru că tata e în închisoare. Încât peste 4 ani, când a trecut totul, între timp s-a schimbat atmosfera din țară, toată lumea, deci a avut o situație privilegiată față de alți debutanți, pentru că nenorocirea debutantului că nu-l știe nimeni. Deci, pe dumneavoastră vă știa toată lumea. Pe mine mă știau deja toți. Deci... Asta a fost. Asta nu înseamnă că cei 4 ani au fost foarte grei și pentru că n-am putut să intru la... Nu puteam să intru la facultate, nu puteam să public. N-aveam un loc în societate și în lume și nici nu știam dacă o să am vreodată. Asta era problema. Mai mult, nu știam, fiind atât de tânără,
dacă am talent, dacă n-am talent, dacă... Nu știam nimic, nici despre mine, nici despre lume, nici despre legătura dintre mine și lume. Când a fost momentul când ați simțit sau ați știut cu adevărat sau ați avut certitudinea că aveți talent? Cred că niciodată. Cred că nu se termină niciodată neliniștea și îndoiala. Este chiar o condiție a valorii, aș zice. Adică cei care sunt convinși că sunt grozavi, de obicei nu sunt. Cred că neîncrederea și îndoiala asupra propriei tale valori este chiar o condiție a valorii și a scrisului. Mulți dintre poeții naționali și internaționali cunoscuți marelui public sunt bărbați. De ce credeți că este așa? De ce cred că e... Că e așa, că sunt mai degrabă bărbați. Cei care sunt foarte cunoscuți marelui public ca poeți. Nu prea e situația asta în România. În ultimul timp... S-a schimbat. A zice că numele... Există multe nume extrem de importante în poezia română. Deci este Ileana Mălâncioiu, Angela Marinescu, Marta Petreu. Sunt scriitoare și poete pe primele locuri, la mare concurență cu băieții, ca să zic așa. Dar dacă mă întrebați așa în istorie, în lume... Pur și simplu, locul femeii fusese altul, încât ea a trebuit să și-l cucerească în lumea bărbaților. Asta nu înseamnă însă că unul din cei mai mari poeți ai lumii antice nu este o femeie. Deci, întotdeauna au scris și femei. E adevărat însă că odată cu evoluția democrației, în primul rând, și cu faptul că femeile au devenit prin lege egale cu bărbații, poetele n-au mai trebuit să lupte și cu condiția socială, au trebuit să lupte doar cu propriul talent. Dar ați avut parte de prejudecăți din punctul ăsta de vedere când erați tânără? La începutul afirmării dumneavoastră ca poetesă? Nu, n-aș zice că am avut. Adică a fost atât de mare problema politică pentru mine încât cred că aproape n-am sesizat-o pe cea... ținând de gen. De altfel, poate că faptul că m-am căsătorit foarte tânăr în acei ani, la 18 ani, deci că am intrat în lumea literară cu un statut, cu o anumită protecție. Nu știu cum ar fi fost dacă aș fi fost singură, dacă... Poate că ar fi fost o problemă nu în sensul că m-ar fi persecutat, ci în sensul că mi-ar fi făcut curte sau... Deci s-ar fi putut să fie o problemă, dar n-a fost. Pentru că de la început, de altfel, locuiam la Cluj și în clipa când ne-am mutat la București, după ce am terminat facultatea, deci după 4 ani am intrat și la facultate și după ce am terminat facultatea, ne-am mutat împreună la București, soțul meu era tot scriitor și cum să spun, am fost acceptați împreună și n-am avut niciodată probleme ca femeie. Să mă iertați că nu știu din biografia dumneavoastră, nici n-am găsit în ceea ce am căutat pe internet, dacă vreodată ați profesat altceva decât scrisul. Dacă ați avut... Imaginez că nu, că aș fi găsit, dar am vrut să vă întreb. Mă gândeam, poate ați predat ceva după facultate. Deci, nu, cam exagerat să spun că am profesat, dar
pe când nu puteam intra la facultate, exista așa un zvon că adică chiar dacă ai origine nesănătoasă, nu știu dacă vă spune ceva formula, dar era o formulă, erau chiaburi, da, adică era ceva teribil, a avea origine nesănătoasă însemna că ți sunt închise toate drumurile. Deci, că dacă ai origine nesănătoasă, dar intri în câmpul muncii, altă formulă care nu se mai folosește, adică lucrezi de preferință ca muncitor simplu și după aceea vii la facultate ca muncitor, e o soluție să scapi. Și timp de vreo ceva mai mult de jumătate de an, că după aceea m-am îmbolnăvit și am intrat în spital și s-a terminat, am lucrat ca ucenic de zidar la un bloc din Cluj, care un bloc, unul din cele primele mari blocuri din Cluj, din piața Mihai Viteazu, blocul din spatele statuii lui Mihai Viteazu, care nu știu dacă dintr-o greșeală de proiectare sau a constructorilor au făcut doar pe o parte un balcon și pe cealaltă nu. Deci așa, și i se spunea în glumă blocul într-o ureche. Și ce făceați? Deci nu știu dacă asta e un, înseamnă că am profesat și altceva. Vă mai amintiți ce făceați în calitate de ucenic de zidar? N-am înțeles. Vă mai amintiți ce făceați în calitate de ucenic de zidar? Sigur că... Deci mi-amintesc cât de mândră am fost că am învățat ceea ce nu era ușor, să tencuiesc. Deci tencuirea înseamnă punerea mortarului pe o suprafață verticală. Deci e o anumită pricepere ca să arunci mortarul și el să rămână acolo. Normal e să cadă. Și țin minte că am fost foarte mândră când am reușit și când colegii mei, meșterii mei, cei care mă învățau și care erau oameni foarte simpli, bineînțeles, și care erau toți unguri, era o echipă de țărani unguri, care genul ăsta de țăran muncitor, adică dimineața îi lua din satul lor cu autobusul, îi aducea la muncă și îi ducea înapoi dintr-un sat unguresc, țin minte și acum se numea să vă distra. Și deși eu nu știam ungurește și ei nu știau românește, țin minte ca pe o, relație foarte umană, relația dintre noi, și când am reușit să tencuiesc o bucățică de perete, m-au aplaudat și am fost foarte mândră. După cum ei erau mândri că veneau colegi de-ai mei scriitori și de-ai soțul meu care lucra la revista literară Tribuna, în pauza de prânz veneau și să se uite la mine cum lucrez pe schelă și, mă rog, mă încurajau. Iar colegii mei erau mândri că vin domnii scriitori și se uită la noi, la ucenica lor. Era ceva de vază în epocă să fii scriitor sau ziarist? Cred că da, cred că mai de vază decât acum. Mai de vază decât acum? Cred că da, da. Trebuia să vă autocenzurați în ceea ce scriați, astfel încât să treacă de cenzură și să fie publicat ceea ce scriați dumneavoastră? Personal, nu. Mai precis, după primul volum, nu. Primul volum a fost, deci eu locuiam la Cluj, editura era la București, eram nimeni lume, n-am avut nicio putere, am trimis pur și simplu și s-a făcut cartea, iar când a apărut, mi s-a trimis un exemplar, tot ce țin minte e că am izbucnit în plâns pe... Deci nu că am fost mândră, cum povestește Arghezi, are o tabletă în care își bate joc, așa, ironizează pe tinerii poeți mândri când primesc prima lor carte. N-am fost mândră pentru că din prima clipă am descoperit
câte tăieturi, câte schimbări, câte adăugări. Adică era un volum care nu îmi aparținea în mică măsură și nimeni nu se gândise să mă întrebe dacă vreau sau nu vreau, încât atunci am învățat că principala regulă într-o lume în care cenzura e ceva foarte important este să nu accept să colaborez cu ea, în sensul că dacă, deci dădeam o carte de versuri, de poeme, dacă exista o obiecție la unul, nu schimbam cum voiau, ei renunțam la bucata respectivă. Toate volumele mele de până în 89 sunt foarte subțiri, pentru că dădeam de o parte, 50-60 de poeme și apăreau 25-30. Dar în felul ăsta rămâneau doar cele care vă reprezentau, care erau nestricate. Este diferită poezia dumneavoastră de-a lungul timpului? S-a schimbat ceva în poezia dumneavoastră din percepția interioară? Da, cred că s-a schimbat. E din cronicile literare la diversele volume, rețin că mereu se discuta despre faptul că se continuă, adică că au marca Ana Blandeana, deși între timp eu mă schimb. Deci, a fost cu siguranță m-am transformat în multe privințe, dar la fel de adevărat e că poemele mele sunt poemele mele și se vede imediat că sunt ale mele, ori sunt din al doilea volum, ori sunt din al zecelea volum. Asta e valabil inclusiv din punct de vedere al adică al faptului că înainte de 89 nu exista libertatea și după aceea exista întotdeauna, deci s-a continuat într-un fel o privire atentă și critică asupra lumii. Deci, în mod n-am făcut de-a lungul vieții decât să idealizez lumea liberă și libertatea. Dar în momentul în care am avut-o, a fost evident că a fi liber este și mai greu decât a nu fi liber, pentru că tu hotărăști totul, iar lumea noastră de acum nu este nici de pe departe perfectă cum ne închipuiam noi că ar fi o lume liberă. După cum lumea Occidentului spre care tindeam este departe de a fi fără cusur, așa cum ne imaginam în clip în perioada în care nu aveam dreptul să o atingem, să ajungem la ea. Volumele dumneavoastră sunt traduse în zeci de limbi, ați călătorit mult. Este privită diferit poezia dumneavoastră în alte părți ale lumii decât în România? Ați avut surprize plăcute undeva, în mod particular? Nu neapărat diferit, ci cu diferite intensități. De exemplu, în lumea ispanică, deci în Spania și în America Latină, există o percepție extraordinar de patetică, aproape, în prima clipă mi se părea aproape exagerat, adică entuziasmul față de poezie e mult mai mare decât în alte țări, chiar decât în România. Adică țin minte că nu mi-a venit să cred când am citit o cronică la un volum al meu de proză apărut în Spania, care se termina: cum am putut trăi până acum fără Ana Blandeana? Niciun critic din România nu scrisese ceva atât de extraordinar. Deci ține oarecum de sufletul
popoarelor respective. Și de felul cum ne tratăm valorile? Vreau să spun că e adevărat că, apropo de traducerile mele, două lucruri s-au întâmplat. Unu, a fost un mare noroc al meu că în perioada în care, după 89, în care în România eu am intrat în viața publică și am încetat să mai fiu numai scriitor și să fiu percepută ca scriitor și de altfel, sau numai ca scriitor, de altfel nimănui nu-i mai stătea capul la poezie și la literatură. Și probabil că mi-ar fi fost greu dacă nu s-ar fi întâmplat ca în aceeași perioadă să încep să fiu tradusă. Fusesem și înainte, dar în infinit mai mică măsură. Am început să fiu tradusă masiv, încât am luat tot de la capăt, nu știu cum. Adică m-am simțit scriitor în străinătate, chiar dacă nu mă mai simțeam acasă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, la perceperea mea ca, în sine, ca scriitor și ca poet, în străinătate s-a adăugat mereu curiozitatea față de România, adică reprezentam un ambasador. Da, într-o oarecare măsură. Îmi amintesc o lansare a unei cărți, după lansarea unei cărți, o întâlnire la Universitatea din Oslo, unde era o sală plină, carte de proză, proiecte de trecut. Și era foarte multă lume. După primele prezentări, nu știu ce, urma să răspund la întrebări. Și întotdeauna la început e așa o mică pauză, cum zic francezii, trec îngeri, nimeni nu se hotărăște să vorbească. Și eu am spus atunci, știți ce, până vă gândiți dumneavoastră, aș vrea să vă întreb eu ceva, se poate? Da. Și eu am spus, cum se face că ați venit atât de mulți la întâlnirea cu o scriitoare dintr-o țară pe care probabil o cunoașteți puțin sau aproape deloc, și pe mine cu atât mai puțin, e prima mea carte de proză, mai fusese una de versuri cu vreun an înainte, dar cum se explică totuși prezența noastră aici? Și a fost așa o clipă de derută și după aceea a ridicat cineva mâna și a povestit ceva extraordinar de interesant. A spus, știți probabil că, asta se petrecea în 91, cred, sau 92, știți probabil că cu puțin timp înainte de 89, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a vizitat Norvegia. Da, am spus eu. Ei bine, atunci s-a întâmplat ceva care ne-a, pentru norvegeni, ne-a fost un șoc. Iar noi am venit acum să vedem cum este un scriitor din țara celui care ne-a șocat. Ce am întrebat eu? Și mi-au spus că Ceaușescu și soția lui au locuit în Palatul Regal. Palatul Regal, care în Oslo este mult mai modest decât Palatul de la București Regal, care nici el față de alte palate regale nu este extraordinar, și se află în centru unui parc, mai curând parculeț, deci nu foarte mare, în orice caz înconjurat de arbori, în jurul căruia întorc tramvaile din Oslo. Și Ceaușescu, de cum a sosit și s-a instalat, a cerut să se oprească tramvaile, că îl deranjează zgomotul. Regii norvegieni suportau tramvaile de când existau tramvaie, iar asta, și lumea citise cartea cu gândul, este din țara care a fost condusă de un asemenea om cu atât de puțin respect față de ceilalți. Nu e așa că e interesant? Fascinant. Da. Cum s-a întâmplat apariția dumneavoastră în public, transformarea dumneavoastră într-un activist civic și rolul public pe care l-ați avut? A fost o întâmplare, a fost un destin, a fost o alegere, a fost ceva ce v-ați dorit?
Deci, na, întâmplare, cu siguranță n-a fost. A fost, deci, cum să spun, prin faptul că fusesem interzisă în trei rânduri și scrisesem poezii care erau considerate subversive și, cum să spun, aveam un anumit statut, să zicem, numele meu mai curând. Dar, din punctul meu de vedere, ceea ce fusese înainte teribil, fusese umilința de fapt de a nu putea schimba nimic, pentru că sigur, eu puteam să scriu, puteam să o pățesc pentru că am scris ce am scris, dar asta nu schimba nimic. Mai mult, puteam să-mi dau foc în piața Palatului și tot ce puteam în semn de protest, tot ce puteam să sper e că se aude la Europa Liberă și se anunță că mi-am dat foc. Nu însemna că Ceaușescu cade, fiindcă eu mi-am dat. Deci era umilința unui om singur care nu poate face nimic pentru că noțiunea de solidaritate nu exista. Exista o, nici nu știu ce era, lege sau hotărâre de guvern prin care n-aveau voie să se asocieze mai mult de 3 oameni. Deci solidaritatea nu exista și în lipsa ei nu exista niciun fel de posibilitate de a protesta. Și, după, în momentul în care a apărut libertatea, pentru că este clar că indiferent cât de puține lucruri s-au schimbat în România, deși s-au schimbat multe, ceea ce s-a schimbat din prima secundă a fost faptul că a apărut libertatea. Și odată cu libertatea a apărut și posibilitatea solidarizării. Și atunci sentimentul meu, ca și a altor scriitori ca mine, pentru că din prima clipă în Alianța Civică pe care am condus-o au fost mulți scriitori, artiști, mulți intelectuali care au avut sentimentul că dacă acum, când de fapt încă nu se schimbase nimic, nu fac ceva, nu se implică să se schimbe totul, înseamnă că sunt, acum când solidaritatea era posibilă, însemna că suntem vinovați și pentru ce a fost, că răspundem într-un fel și pentru ce a fost. Și a fost așa se explică, așa, deci anul 90 a fost un an al implicării și această implicare care era periculoasă pentru cei care preluaseră puterea și care erau... A fost o voce critică, da, a puterii. Sigur, sigur. Față de ceva care, într-un mod ironic, apropo de cuvântul pe care dumneavoastră l-ați folosit, cuprindea solidaritate în el, Frontul Solidarității Naționale. Da, da. Totuși, de ce ne-a fost atât de greu ca popor să facem tranziția de la acea lume comunistă spre ceea ce trăim astăzi? Pentru că primii ani, mi-aduc aminte că erau familii care se certau, bărbat cu femeie, pentru opțiuni politice diferite, era foarte înflăcărat. Unii erau foarte convinși că e bine ca aproape ca înainte. Explicațiile sunt multe, dar după părerea mea, principala este aceea că nu știu dacă știți că în martie 90 un grup de scriitori din Timișoara a scris proclamația de la Timișoara, care era un text politic, primul din lagărul socialist, din fostele țări comuniste, care punea pe puncte ce trebuie să facă o societate pentru a se a transforma o dictatură într-un stat de drept. Printre aceste puncte, punctul 8, celebrul punct 8 de la Timișoara, care se scanda în piața universității, era lustrația, interdicția celor care fuseseră vinovați înainte pentru ce fuseseră, adică membrii securității și activiștii de partid, deci nu membrii de partid, pentru că membrii de partid erau milioane. Erau milioane și erau oamenii, trebuiau să intre, că altfel nu erau primiți în servici în foarte multe cazuri, ci activiștii de partid, adică cei salarizați,
cei care își făcuseră un o profesie din asta. Da. Erau nomenclatura sau... Această proclamație de la Timișoara, care a devenit cântec în piața universității, se cânta punctul 8 de la Timișoara, la noi n-a devenit niciodată lege, în timp ce în alte state, în Cehia, de exemplu, în 91 s-a votat legea lustrației. Deci, țara n-a mai fost condusă de aceeași. O mare categorie a fost pentru 5 ani dată deoparte și în felul ăsta a lăsat locul unor oameni de alt fel, de altă calitate, de altă vârstă, să transforme țara. Ne întâmplându-se asta, practic ani de zile, țara a fost condusă, cu excepția celor câțiva care au fost condamnați, de aceeași categorie socială și chiar de aceleași persoane care după aceea și-au lăsat fii în locul lor. Deci abia acum, odată cu trecerea timpului, cu trecerea deceniilor, încep să, cum să spun, să apară alți oameni de alte vârste. Ați luat în considerare vreodată să aveți un rol mai executiv în exercitarea puterii, știu și eu, să deveniți politician? Eu? Da. Nu. Deci am spus din prima clipă, deși am avut un rol destul de important, deci Alianța Civică pe care a condus-o a creat Convenția Democrată și Convenția Democrată care a unit partidele de opoziție, partidele istorice plus ecologii și a făcut ca în 96 să se petreacă schimbare, rotația la putere, fără de care nu s-ar fi pus problema integrării europene. Deci, dar din prima clipă am spus că nu voi accepta niciodată nici să candidez, nici funcții, iar începutul a fost că am refuzat să candidez în 92 s-a pus problema, adică domnul Coposu, care era șeful Partidului Creștin Democrat, care conducea convenția, mi-a propus să candidez pentru președinție și deși situația era disperată, că nu existau candidați, că nu a fost o situație aproape comică, pentru că îmi amintesc momentul, era foarte multă lume de față și eu am fost absolut șocată de propunerea domnului Coposu și am dat un răspuns de pomină care a rămas în am spus, domnul Coposu, capacitatea mea de a mă sacrifica e destul de mare și dacă Dumnezeu mă ajută să fiu inspirată, pot să merg bine în campanie. Dar ce mă fac dacă câștig? Și toată lumea a izbucnit în râs, dar eu n-am spus comic. Eu chiar, cum să spun, eu puteam să lupt cum făceam și atunci, dar ideea că eu conduc serviciile secrete sau armata sau... Asta era de neînchipuit. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Blandiana. Am ajuns la final cu această emisiune prea mică pentru a cuprinde povestea dumneavoastră, dar îndemn telespectatorii noștri să caute cărțile dumneavoastră, să le citim și să ne bucurăm de ele și de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. În ultimii ani apar la Humanitas, așa că e ușor. Așadar, la Humanitas găsim cărțile domniei sale, vă invităm să le descoperim aici la Cărturești, unde filmăm acest interviu, sau în alte librării din țară. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33.